Grigore Gafencu a fost ministru al afacerilor străine pentru o perioadă relativ scurtă, un an și jumătate. Cu toate acestea, calitățile sale au marcat drumul României și totodată au impus și pentru generațiile următoare un standard profesional și uman greu de atins și cu atât mai greu de depășit. Gafencu era o personalitate remarcabilă prin distincția sa intelectuală, prin fineța analizelor, fusese de altfel și un excelent gazetar. În același timp, o personalitate care a condus diplomația românească într-o perioadă, aș spune, făcând o comparație, cu mult mai agitată decât cea în care se află astăzi Europa, o perioadă sfâșiată de polarizări ireductibile, o perioadă în care România se afla ca într-un clește în tensiunea geopolitică dintre Berlin și Moscova și în care căuta cu eforturi enorme să-și păstreze identitatea, integritatea teritorială câștigată la 1918 și totodată vocea într-un concert internațional care începuse să fie deja stigmatizat de război și de violențe. Cred că volumul pe care îl prezentăm astăzi aici, cu titlul omagial la adresa memoriei lui Grigore Gafencu, este un instrument de lucru, un model de acțiune, mutatis mutandis, și totodată țin să-i felicit pe toți istoricii care au avut grijă de acest volum, ni l-au restituit, sunt multe texte inedite, traduse din limba franceză, și în același timp îmi exprim speranța că acest travaliu de restituire completă a operei diplomatice pe care i-o datorăm lui Grigore Gafencu va continua. Cred că există în arhivele Ministerului și nu numai suficiente fonduri documentare care să completeze acest început de portret în timp. Grigore Gafencu a fost și pentru o anumită perioadă ministru plenipotențiar, reprezentant al României la Moscova. Și acolo s-a comportat cu verticalitate și demnitate și la 24 iunie 1941, când își încheia misiunea, a avut o scurtă întrevedere cu șeful diplomației sovietice, trist, faimosul Molotov, comisar al poporului pentru afaceri externe. Da. Căruia i-a spus, citez, nu pot avea față de evenimentele de azi, pe care numai istoria le va putea judeca, decât o atitudine de diplomat, adică de soldat al țării mele. Mie mi se pare că aceste vorbe emoționează și astăzi și că ceea ce facem aici și acum este binevenit și bine plăcut marelui spirit al lui Grigore Gafencu, care continuă să ne tuteleze și să ne inspire activitatea. Mulțumesc!